Săptămână plină de spectacole la Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni. De ziua femeii, doamnele și domnișoarele au avut parte de un spectacol extraordinar, susținut de copiii cluburilor de dans și muzică. Iar în acest weekend va continua stagiunea muzicală cu un recital cameral susținut de ansamblul Art Music. Este al treilea concert în cadrul stagiunii muzicale organizate de Muzeul Național George Enescu împreună cu Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni. Va fi un concert deosebit. Vom avea cu quintetul Art Music din București, mare parte membri ai Filarmonicii George Enescu din capitală. Deci vom avea un program conținând anotimpurile lui Vivaldi. Va fi într-adevăr o seară de excepție și sunt convins că sala va fi plină. Anotimpurile de Vivaldi vor prinde viață în interpretarea solistului Marius Bâclea la vioară, Mioara Moroianu, vioară întâi, Emil Stegar, vioara a doua, Florin Matei la violă și Dan Joițoiu la violoncel. Spectacolul va avea loc sâmbătă de la ora 18:30.